Mine avem bomba anului, imaginile pe care nu credeam că o să le vedem prea curând. Imagini care nu arată pe Elena Udrea întorcându-se din Costa Rica, doamnelor și domnilor. Este informația momentului. Sunt imagini în exclusivitate pe care le vedeți la Antena 3. În aceste momente, Elena Udrea este pe tărâm european, a aterizat în urmă cu ceva timp. Vedeți imaginile surprinse în aeronava care a adus-o pe Elena Udrea, mai aproape de casă putem spune. Costa Rica a fost lăsată în urmă așadar. Elena Udrea este în avion în aceste imagini împreună cu mama sa dar și cu fica sa de doar câteva luni. Știți foarte bine că s-a discutat destul de mult în ultimele zile despre speța Elena Udrea în contextul deciziei Curții Constituționale cu privire la completurile de judecători. Unul dintre cazurile ce va fi probabil analizat prin perspectiva acelor decizii este și cel al Elenei Udrea. Elena Udrea, cea care a fugit în Costa Rica tocmai pentru a nu fi arestată, de fapt, de drept în România. Știți foarte bine că de câte ori a putut să transmită un mesaj din Costa Rica a spus că își dorește să se întoarcă în țară. Mai zilele trecute și uh, iubitul uh, Elenei Udrea, Adrian Alexandrov uh, spunea că își doresc să facă în așa fel încât să vină în România Și să își uh, boteze fetița Pentru că acest eveniment nu a avut loc până în aceste uh, momente Tocmai pentru că Elena Udrea, dacă s-ar fi întors în țară Atunci când existau măsurile uh, pentru domnia sa Ar fi fost uh, arestată În aceste uh, momente vă spuneam că Elena Udrea este pe tărâm european A plecat din Costa Rica Avem uh, toate informațiile uh, și imaginile care ne arată acest lucru. Elena Udrea spuneam că este însoțită în această deplasare de mama sa, o vedeți de altfel în imagini, și de fica sa în vârstă de doar câteva luni. A zburat la clasa economic cu această aeronavă ce a venit din Costa Rica, pe unul dintre aeroporturile din Europa. Vedem exact ce face în continuare Elena Udrea este extrem de important să urmărim deplasarea.